seara, dragii mei! Iată că am intrat oficial în primăvară și, ok, trebuie neapărat să avem gânduri frumoase cu privire la explozia aceasta de culoare, de natura care renaște. Dar se mai spune și despre o astenie de primăvară și acum, în această seară, chiar aș vrea să vorbim despre jocurile minții și să știți că am furat puțin din podcastul care se numește în același fel al invitatei mele din această seară, Raluca Anton, care este psihoterapeut și trainer și care este și autorul cărții Terapie 1 la 1 cu sinele tău. Sună foarte complicat, dar să știți că eu am început să citesc din cartea ei pe care mi-a oferit-o cu semnătură la lansarea cărții lui Adrian Mutu. Acolo am văzut eu pentru prima oară și am ascultat-o pe Raluca Anton și iată că, draga mea, trebuie să-ți mulțumesc în primul rând pentru că tu ai făcut un zbor de la Cluj la București, special ca să vii în această seară și să-ți o petreci măcar o oră alături de noi, discutând despre, într-adevăr, o temă destul de serioasă, având în vedere că vreau să abordăm gândurile noastre negre, care apar și care parcă rămân așa ca niște lipitori, de nu mai știm cum să le scoatem. Bună seara, draga mea! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare entuziasm am venit, să știi. Abia am așteptat să știu. Da, și eu la fel, să știi, pentru că mi-a plăcut atât de mult cum ai abordat problema, discuția ta, mă rog, monologul de fapt a fost mai mult atunci când erai alături de Adrian Mutu și de Mihaela Stroie, care știți că recent a fost și ea invitată în emisiunea noastră, și mi-a plăcut abordarea ta caldă cu privire la comportamentul uman. În cazul particular, Adrian Mutu, faptul că el practic a scris în cartea lui, de fapt și-a dezvăluit toate depresia prin care a trecut, toate traumele, lumea care l-a judecat, obsesia lui pentru fotbal, pentru că este extrem de pasionat, dar a recunoscut și că l-a luat valul în momentul în care a ajuns pe culmile cele mai înalte ale celebrității, droguri, depresii, nu? Toate s-au cumulat cumva. E, despre asta aș vrea să vorbim, pentru că, ok, noi nu suntem Adrian Mutu, dar sunt convinsă că noi cu toții avem în sufletele noastre, purtăm, eu știu, grijile și problemele care se expandează cumva în mintea noastră, le facem așa să fie, știi, din mult mai mari, mult mai grave. Cum putem să ieșim din gaura asta neagră? Cred că pentru început ar fi și util să povestim puțin despre faptul că în ultima perioadă, într-adevăr, se vorbește foarte mult despre toată zona asta de emoționalitate, tot ce se întâmplă în interiorul nostru și nu de puține ori am auzit că depresia e așa o boală a oamenilor care își permit să sufere în felul acesta, lucru care, din păcate, este total neadevărat și este și ăsta un mecanism de apărare. Ai nevoie să-ți spui asta pentru a-ți ține în control emoțiile. Și tot apropo de ce spuneai, nu-i musai să ne gândim la Adi, putem să ne gândim la oricare dintre noi, pentru că noi ce știm acum și din știință este că fiecare dintre noi trecem cel puțin o dată în viață printr-un episod intens, dificil, fie că este vorba de pierderea cuiva apropiat, de o despărțire, de până la urmă trecem prin pierderea oamenilor alături Corect. De care am trăit de-a lungul timpului și asta nu este un lucru ușor de gestionat, oricât de mult am normaliza că e firesc ca oamenii să plece din viața noastră sau să ni se întâmple lucruri dificile, tot simțim o emoție intensă. Acum, dificultatea da. Vine cu faptul că nu știm ce să facem exact. Cu ceea ce ni se întâmplă. Și nu numai asta, că știi, mă gândeam apropo de depresie. Uite, pe mine când mă întreabă lumea, presa, de exemplu, ai avut momente, ai căzut vreodată în depresie? Parcă, nu știu, sunt niște sentimente așa contradictorii. Pe de o parte, parcă îmi vine să spun, parcă mi-e rușine să spun, știi? Sau poate nu recunosc, nu pot să accept că am intrat vreodată într-o depresie. După care stau și îmi pun întrebarea, dar ce e aia depresie? Oare atunci când am momente în care sunt mai tristă, letargică, parcă nu-mi vine să ies din pat, uneori, dimineața, știi? Nu am energia necesară, nu am pofta să încep ziua.
plâng mai ușor la orice prostie de film, nu știu. Asta ce e? Asta e depresie? Sau că eu nu știu ce să le zic. Uh-huh. E depresie? Acum, toate emoțiile pe care noi le avem sunt privite pe un spectru. Așa. Atunci când și de multe ori se minimizează depresia prin a spune sunt depresivă azi. Sau știi cumva pun o etichetă unor senzații pe care le am, când episodul depresiv acela, ca în carte, care doare foarte tare, este un episod care rănește mult, care vine cu o foarte puternică suferință, cu o foarte mare durere. Un șoc. E ca un șoc, e ca o, chiar dacă se instalează sinuos cumva, nu a apărut dintr-o dată depresia, ci au fost niște etape prin care am trecut până am ajuns într-un moment pe care îl percepem atât de intens. Dar orice emoție este pe un spectru. Pot să am la un capăt episodul depresiv, care e acela în care trec mai mult de 2, 3, 4 săptămâni, în care mi-e greu să ies din casă, mi-e greu să mă spăl, mi-e greu să mă îngrijesc, mi-e greu să mănânc, mi-e greu să avem ceea ce noi numim în psihologie hipersomnolență, dorm foarte mult sau mănânc poate foarte mult, unele persoane nu mănâncă deloc, altele mănâncă foarte mult. Iar la capătul celălalt de spectru avem anumite simptome care sunt din categoria depresiei, ca cele pe care le-ai descris mai devreme. Mă trezesc mai greu azi, poate și mâine, dar poi mâine reușesc să mă adun. Și aici e important să ne dăm seama, și sunt câteva elemente la care să ne uităm. Pe de o parte, e important să ne uităm la istoricul familiei și a propriei persoane. Da, dar și totul se rezolvă. Până la urmă tot acolo trebuie să ajungem să scotocim, în copilărie, nu? Să scotocim în copilărie e așa cumva, mergem departe, dar putem doar să ne uităm cum îmi amintesc de oamenii din viața mea. Mi-amintesc mai degrabă triști, mi-amintesc mai degrabă fricoși, anxioși sau mi-amintesc mai degrabă ca fiind furioși. Practic, care este emoția centrală pe care eu am văzut-o de-a lungul creșterii mele la oamenii alături de care mi-am petrecut timpul? Și apoi să mă gândesc dacă semăn mai tare cu unul dintre ei. Pentru că noi știm în domeniul psihologiei că emoționalitatea sau trăsăturile acestea vin și dintr-un bagaj genetic. Și atunci e tare bine să mă uit și cum arată oamenii alături de care am crescut și să văd dacă eu am moștenit ceva, am în mine ceva din bagajul lor. Pentru că ne naștem cu niște trăsături, care apoi ce fac este că ne facilitează apariția simptomatologiei depresive. Dar dacă este vorba de o trăsătură genetică și eu conștientizez că semăn mai mult, nu știu, cu tata sau cu mama din punctul ăsta de vedere al bagajului emoțional, eu ce fac în momentul ăla? Accept și mă resemnez la faptul că o să ajung la fel ca ei, sau ca respectivul? Sau pot să mă, să, știi, nu știu, să lucrez cu mine și să ies din tiparul acesta genetic? Aici vine magia demersului terapeutic și normal. Mai vine și faptul că, sigur, noi ne naștem cu un bagaj genetic, dar mediul ne modelează mult mai puternic decât bagajul cu care noi ne-am născut. Aha, okay. Mă asigur că mediul în care marea majoritate dintre noi creștem este același care ne-a și oferit bagajul genetic. Și atunci bagajul se potențiază, știi, crește în intensitate. Dar pe de altă parte, în momentul în care ajungem la vârsta adultă și perioada tipică la care apar astfel de îngrijorări e undeva pe la 22-23 de ani, cam acela e momentul în care creierul își dezvoltă, la marea majoritate dintre noi, ceea ce noi spunem sens și semnificație și oamenii încep să se întrebe care este rostul meu în lumea asta. Și atunci este momentul în care încep să se așeze mult mai puternic aceste emoții care țin de identitate, de sine, îmi adresez foarte multe întrebări în legătură cu propria persoană. Asta nu înseamnă că nu poate să apară simptomatologia depresivă și în adolescență, mult mai rar în cazul copiilor, există și copii care îndeplinesc criteriile pentru simptomatologie depresivă, dar în principal vârsta de adult tânăr este un moment semnificativ în instalarea acestei simptomatologii. Dar am înțeles că oricum în ultimii ani este boala adolescenților asta, boala cu ghilimelele de rigoare, că depresia se instalează la ei pentru că, nu știu, pentru că
nu mai există această relație, conexiune între familie, între părinți care sunt angrenați în muncă, în a face bani, în a oferi copiilor probabil un viitor din punctul ăsta de vedere, dar sau uite, părinții care pleacă în străinătate și își lasă copiii acasă cu bunicii, cu mătușile, eu știu, unii chiar mai rău, da? Există această lipsă a iubirii, a afecțiunii. Și pe de altă parte mai este vorba și despre bullying-ul care se întâmplă la școală și eu îți spun din ceea ce îmi spun copiii, de exemplu, nu știu, tot felul de copii de la prietenele mele, dar și chiar și fiica mea care a trăit, vorba, ea are 29 de ani, dar a intrat în, e generația asta care a fost cumva supusă la acest fenomen care a luat amploare, depresia. Ideea că viitorul este incert. Ei nu știu, ei n-au direcție. Că pe vremea noastră, Raluca, a mea cel puțin, lucrurile erau mai clare. Lucrurile erau foarte clare. Faci o facultate, îți iei servici, te măriți, faci un copil. Nu știu, adică erau totuși niște, știi, erau niște trepte în viață pe care trebuia sau nu, să le urci. Era un parcurs mult mai predictibil. Da, exact. Și, într-adevăr, ceea ce vedem este că a scăzut vârsta la care apare emoționalitatea negativă. Însă spuneai o chestie mai devreme, că nu știu să le răspund oamenilor dacă ceea ce eu simt e depresie sau exact, e altceva. Da, da. Și atunci e important aici să menționăm și apropo de ce exemplu pe care îl dădeai mai devreme cu mediul impredictibil și faptul că adolescenții încep să simtă mult mai mult emoțiile astea intense. Cred că e un moment bun să menționăm că eu nu am văzut până acum, de când profesez, un om care să îndeplinească criteriile doar pentru depresie sau doar pentru anxietate. Astea sunt foarte frumos puse în manual, dar în viața reală, de fapt, avem un melanj de astfel de emoții și noi știm că există, noi în termeni de specialitate le numim comorbidități, adică în același timp apar atât anxietăți, cât și tristeți, cât și furie amestecată acolo, una dintre ele fiind mai intensă decât celelalte. Și atunci, într-adevăr, ce vedem este că a scăzut foarte tare vârsta la care apare simptomatologia asta negativă, amestecul acesta de experiențe emoționale. Și apare exact cum spuneai și tu, pentru că mediul a devenit impredictibil. Copiii nu știu. Și toxic. Cu foarte multă stimulare. Da, exact. Asta e de fapt, că e foarte multă stimulare. Avem foarte multe lucruri de procesat și în fond, capacitatea noastră în ultimii 20-30 de ani, oricât de mult ne-am fi dezvoltat, capacitatea de procesare a minții noastre nu s-a dezvoltat atât de mult și atât de repede atât de ca tehnologia, da, de exemplu. Da. Și atunci avem așa de multă stimulare și trebuie să procesăm atât de multe lucruri, asta pe de o parte. Pe de altă parte, cu accesul la informații, avem iluzia că avem foarte multe oportunități. Da. Avem și multe oportunități comparativ cu, apropo de ce spuneai tu, în urmă cu 20-30 de ani. Dar de foarte multe ori oportunitățile acestea sunt iluzorii. În viața reală nu le-am avea, de fapt, decât dacă am muncit foarte mult, am investit efort. Și ce se întâmplă este că se scurtează foarte tare în mintea adolescenților, de exemplu, și nu doar adolescenților, timpul din momentul în care eu îmi setez o intenție și obțin acel comportament. Pentru că în online noi ce vedem? Dau trei clicuri și se întâmplă. Da. Se postează, dau trei clicuri și găsesc informația. Și mintea umană a dezvoltat această eroare în ultima perioadă. Avem impresia că și în viața reală, de la a seta o intenție și a face un comportament simplu, ar trebui să apară automat și rezultatul. Că ar trebui ca lucrurile să fie foarte rapid, să se întâmple foarte rapid. O realitate ne arată că, de fapt, ritmul vieții e mult mai alert, dar tot avem nevoie de mai mult timp pentru a obține lucruri care sunt relevante. Și nu doar avem nevoie de timp, avem nevoie de resurse, avem nevoie de cunoștințe, lucruri care, în ceea ce ne privește pe noi, generațiile trecute, noi numai pe astea le aveam. Așa e. N-aveam alte. Și atunci, sigur că era mult mai clar parcursul. Mai alte provocări, alte moduri de a gestiona ceea ce se întâmplă în viața lor, a adolescenților și a tinerilor adulți. Și e ceva ce noi nu putem controla. E cum s-a dezvoltat mediul și ei s-au născut în era asta. Ei nu știu cum este. Noi putem să le spunem de nenumărate ori cum a fost pentru noi. Ei nu au percepția vieții aleia.
Și atunci nu putem face decât să-i ajutăm să fie adaptați vieții pe care ei o au în momentul ăsta, oricât de nostalgici am fi în legătură cu cum ar fi fost. Dar vezi, cred că asta este una dintre greșelile pe care o fac părinții, nu? Atunci când își educă copiii din generațiile acestea, pentru că noi cumva vrem să îi educăm așa cum am fost și noi educați, pentru că noi numai asta știm. Sau există părinții care au acces la foarte multă informație, la parenting, metode de parenting. Și cad în cealaltă extremă. Și care cad în cealaltă extremă, care își lasă copiii să se dezvolte, zic ei, așa cum își doresc ei. Păi ce te faci dacă copilul acela, iată, are anumite trăsături genetice care duc către depresie. Dacă eu sunt părinte acum și am un copil, un adolescent acasă, la ce trebuie să fiu atent ca să-mi dau seama că poate copilul meu intră într-o depresie? Întâi de toate, cred că e important să menționez și eu îmi doresc să menționez asta cât pot de mult, că e minunat că avem toate aceste cărți de parenting. Da, însă, sigur că da. Degeaba le avem dacă focusul nostru este doar pe copil și prea puțin pe noi în rolul de părinți. Pentru că asta este ceea ce vedem. Eu am văzut foarte puține cărți de parenting despre mine în rolul de părinte. Da. Sunt câteva și sunt câteva foarte bune. Dar marea majoritate a cărților de parenting sunt despre ce să fac pentru copil, pentru celălalt. Ori aici se creează o disonanță foarte mare în mintea copilului între ce văd la părintele meu și ce face părintele meu în relație cu mine. Exact. E greu de procesat pentru un copil asta și va procesa când va fi timpul potrivit la vârsta adult, de adult tânăr. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, parentingul acesta a venit cu iluzia că este suficient doar să fii, fără să îl ghidezi pe copil. Exact. Ori părintele, e important să fie o hartă. El are harta copilului lui. E ca atunci când te duci într-un oraș. Sigur, ai libertatea să călătorești cum îți dorești tu, în ce direcție vrei tu, dar s-ar putea să pierzi timp, resurse și să nu vezi obiectivele importante din orașul respectiv, că te duci tu singur, așa de capul tău. Sau ai o hartă sau un ghid care îți spune, ai atât de multe opțiuni, dar avem timp limitat. Hai să vedem pe care dintre ele le bifăm și ăsta e rolul părintelui în viața unui copil. Iar apoi când vine vorba de adolescenți și toată zona asta emoțională, cea mai frecventă eroare pe care am văzut-o în ceea ce îi privește pe părinți este că, și eu înțeleg că se simt copleșiți de ce se întâmplă în adolescență. Vârsta la care se instalează adolescența a scăzut mult. N-am pucăm să ne bucurăm de copilăria copiilor, că gata, sunt într-o altă etapă. Dar ce fac părinții acolo este că se simt atât de copleșiți și au impresia că nimic din ce fac nu funcționează și se retrag treptat din interacțiunea cu copilul. Și asta este cea mai mare suferință pe care o pot crea copilului lor. Pentru că ei au în continuare nevoie de noi, au în continuare nevoie de prezența noastră, chiar dacă felul în care ei interacționează cu noi este prin respingere. E greu ca părinte să tolereze asta. Așa este. Adevărul e că copiii în acea perioadă când intră în adolescență se știe, sunt anumite reacții chimice, hormonale care se instalează și ei într-adevăr devin ca niște mici monștri, adică nu, zbang, bum, își închid ușile, nu intra, urlă la tine, nu intra în camera mea, ce cauți, de ce nu ciocă? Pare că, de ce, știi? Pare că știi, adică zici că, da, într-adevăr, dar eu știu cum a fost cu fiica mea, care am considerat că am educat-o bine, că am fost ca o, nu mamă, mai mult, o prietenă, dar cu toate acestea, când pe la 16 ani, acum a scăzut la 12, 13. Da. Deci la 16 ani, fiimea zicei că nu e, eu nu mai îmi regăseam copilul, eu nu mai știam dacă e copilul meu. Eu ziceam, Doamne, dar ăsta e copilul altcuiva, nu știu, am făcut cu altcineva, nu știu, cum a intrat copilul ăsta în casă, știi? Și într-adevăr am simțit această respingere și m-am retras. Iar copiii, mulți dintre ei, în momentul în care te retragi, din ce am observat, ei ce fac? Ce opțiune au? Caută în altă parte. Caută în altă parte, dar ce caută? Ce caută? În principal, experiența caută, caută conexiune. Asta este ceea ce caută. Și unde și-o găsesc? Respectivă. Din păcate și-o găsesc în mediul, din păcate și din fericire în același timp, în mediul cu peers, cu colegii, cu copii. Da. Doar că ei sunt cu toții copii. Noi nu ne putem aștepta
ca ei să reușească să se ghideze unul pe altul. Da, să fie așa un fel de minte colectivă, exact. În care să se regăsească gândurile pozitive și cumva o înțelepciune. N-ai cum, pentru că copiii aceia nu au încă acea înțelepciune pe care au părinții. Și de cele mai mult, și sunt niște aspecte, apropo de aceste aspecte care țin de chimie, de corp, de cum, sunt niște aspecte care țin de dezvoltarea creierului uman. Nu, la vârsta adolescenței, de exemplu, au o apetență foarte ridicată înspre risc, pentru că este acea discrepanță mare între cum arăt fizic și dezvoltarea cognitivă pe care o am. Ei se uită în oglindă și se văd ca fiind niște aproape adulți, dar nu au încă dezvoltarea mentală pentru a putea să se comporte ca niște adulți. Iar această discrepanță, de fapt, le crește apetența înspre risc, da? Să-și asume tot felul de riscuri. Ce nu mai au adolescenții? Nu mai au predicție pe termen lung. Ei nu au un creier, literalmente nu au abilitatea să vadă pe termen lung. De asta de multe ori eu le spun părinților că degeaba îi spui unui copil sau unui adolescent învață acum pentru că îți va ajuta când vei fi adult. Da. Pentru că îi lipsește capacitatea de a se uita peste 10 ani, cum avem noi el acum. Nu se vede peste 10 ani. El nu se vede peste 10 ani. El trăiește despre momentul. Aici și acum. Despre aici și acum. Cu cât înaintează în vârstă, în adolescență, văd un pic mai mult, adică mă uit un pic, stau să mă gândesc dacă comportamentul meu va influența decizia părintelui peste o lună, peste dacă mă lasă sau nu mă lasă. Dar de cele mai multe ori, chiar dacă el știe că s-ar putea să facă o boacă în acum și mama s-ar putea să nu mă lase la un eveniment peste două luni, apare un alt fenomen care se numește iluzia controlului. Am impresia că nu o să mi se întâmple. Chiar dacă eu rațional știu, că nu mă prinde. Sper că nu mă prinde. Da, și noi adulții facem chestia absolut. Asta, nu e o doar la adolescenți. Corect. Și atunci sunt câteva elemente de care e important să ținem cont, care vin odată cu dezvoltarea creierului. Este o carte foarte frumoasă pe care o recomand. Din nou, puține cărți pentru adolescenți, dar asta e una dintre cele mai bune. Se numește Vâltoarea minții. Este o carte scrisă de Daniel J. Siegel, care este un neuroscientist, studiază cum funcționează creierul și el explică în cartea asta stadiile de dezvoltare ale creierului unui adolescent și explică ce se întâmplă în fiecare etapă și cum ar fi bine părinții să reacționeze. Vai, ce în bine ar fi să știm. Contextele acelea. Da, pentru că, vezi tu, cunosc foarte multe cazuri de copii, adolescenți, care s-au îndreptat spre droguri. Nu mai zic fumat și băutură, vor să meargă în discoteci, fetele se machiază excesiv pentru că își doresc foarte mult să pară mai mari decât sunt. Bine, că experimentează cu sexul, asta hai să zic că e o chestie cât de cât normală, da? Dar faptul că intră în aceste depresii și capătă dependențe care sunt nocive, toxice pentru ei, părinții se retrag, iată cum spui tu, și atunci ne gândim că, dar de ce arată societatea de azi așa? Când fenomenul în masă este vorba aia ăla care e, în care una dintre cele mai mari boli ale secolului este asta, iată, depresia. Și cumva spuneai tu de maestria terapiilor, adică de maestria psihoterapeuților care încearcă de fapt să intre exact acolo în golul ăla care se produce între retragerea părinților care nu mai înțeleg nimic și copiii care caută, stau și caută, blocați caută. Undeva, ei caută, de caută fix în locurile unde nu trebuie. Noi, fiecare om se naște cu câteva nevoi centrale și una dintre nevoile centrale pe care le avem este aceasta de coreglare emoțională. Noi nu putem, încă de când ne naștem, noi nu putem să ne reglăm singuri emoțiile. Eu simt încă de când mă nasc furie, simt teamă. Și dacă nu am un adult care să vină să mă ajute în situațiile respective, eu nu supraviețuiesc. Este o nevoie care pleacă cu noi, călătorește cu noi pe parcursul vieții. Singurătatea este una dintre cele mai mari suferințe prin care oamenii trec de-a lungul timpului. Pentru că avem nevoie de oameni să ne ajute, suntem să ne liniștim sociale, oricum. Emoții. Avem nevoie, de-aia și spunem că toată viața ne căutăm jumătatea noastră. Da. Simțim că ceva noi lipsește, da, și că trebuie să aparținem. Și chiar, dar voiam să te întreb, dacă tu spui că avem nevoie tot timpul de cineva care să ne ajute, iată cartea ta care vine cu titlul Terapie 1 la 1 cu sinele tău. Păi asta înseamnă că eu trebuie să stau singură
Da? Adică asta ar fi o mare suferință. Deci eu trebuie să stau singură cu sinele meu și să fac terapie unul la unul. Cum adică? Foarte greu. Păi bineînțeles că este foarte greu și cumva mi se pare așa o contradicție la ceea ce ai spus acum. Păi dacă eu am nevoie tot timpul să știu că e cineva lângă mine care să mă ghideze sau e nevoie de cineva. Cum adică terapie? Pentru că nu este un răspuns binar aici. Nu este despre asta cu mine și apoi într-o relație sau a fi într-o relație și apoi cu mine, ci este despre a învăța să jonglez cu lucrurile acestea. Însă pentru a fi sănătos într-o relație e important să mă cunosc foarte bine pe mine și să-mi cunosc acele goluri, cum le spuneai și tu mai devreme, cu goluri cu care noi călătorim la vârsta de adult pentru că am avut părinți imperfecți, perfect imperfecți. Da. Care au făcut tot ce au știut mai bine cu cunoștințele și da. Modurile pe care ei le-au avut. Dar au făcut din iubire, din dragoste. Din iubire și din dragoste și nu este despre a judeca și a analiza. Exact. Ci este despre a ne uita la noi înșine și a vedea cum din ce suntem compuși. Noi, cu ce sunt eu compus să merg în relațiile mele. Și eu influențez relațiile pe care eu le am pornind de la sinele meu, de la cum sunt eu, de la lucrurile pe care eu le am în interiorul meu. Eu am crescut într-un context în care am învățat niște mecanisme, am învățat cum să mă adaptez, am învățat, și nu doar eu, ci fiecare dintre noi, ce trebuie să fac pentru a primi validare, atenție, iubire, siguranță. Și atunci ce fac? Eu voi folosi aceste comportamente pe parcursul vieții mele, sperând că dacă le folosesc repetitiv, îmi vor aduce aceleași nevoi îndeplinite. Însă în același timp, n-am avut alte nevoi îndeplinite în diverse alte contexte și mă întreb acum oare ce am învățat să fac de-a lungul timpului pentru a-mi îndeplini acele nevoi. De exemplu, dacă eu în familia de origine, și vorbesc despre mine, în familia de origine a fost o foarte mare preocupare înspre a face lucruri și înspre a obține lucruri și o preocupare mult mai redusă înspre a fi văzută, înspre a fi eu, acest copil care e primit cu emoțiile lui, cu toată lumea lui interioară, cu toată lumea lui creativă, eu ce am învățat de-a lungul timpului? Ce trebuie să fac pentru a fi văzut? Eu trebuie să fac, exact așa cum făceau și oamenii alături de care am crescut. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu sinele meu? M-am expus contextelor în care eu fac, însă nu am știut să mă expun contextelor în care stau cu mine, că nu degeaba am scris cartea pe care am scris-o. Nu am învățat să stau cu mine, n-am învățat să mă cunosc, n-am învățat să-mi înțeleg lumea asta interioară. Și intru în relații cu această energie a lucrurilor că care se fac. Că tu trebuie să faci pentru alții, mai puțin pentru tine. Exact. Ce se întâmplă în jur? Eu mă duc, ocup mult spațiu, fac foarte multe lucruri, nu las loc celorlalți să facă, după care îmi pun mâinile în șol și zic, vedeți, sunt numai singură. Mai o fac. Voi nu faceți nimic în toată situația. Și încep să mă frustrez. De ce mă frustrez aici? Nu pentru că ceilalți nu fac, ci pentru că eu nu mi-ofer ocazia să stau cu mine, să-mi îndeplinesc nevoile pe care alții n-au știut să mi le îndeplinească și merg pe un pilot automat și repet același comportament. Și ajungi, pentru că și energia asta la un moment dat se seacă, ajungi să nu mai poți și ajungi să cazi în depresie. Pentru că ți se pare că tu faci singură și că ceilalți nu te ajută sau că ceilalți nu rezonează cu lucrurile care trebuie făcute, nu? Și poți să cazi într-o depresie sau în acel celebru burnout, nu? Că așa se numește acum, că trebuie să luăm și din engleză burnout. Lucru care se întâmplă frecvent la cei care, de exemplu, intră în corporații, în companiile multinaționale, unde acolo devii așa un fel de roboțel care trebuie să facă, să facă, să facă, să facă, nu? Da. Și golul interior devine tot mai mare și e acel moment în care simți că nu te mai găsești și simți că nu mai înțelegi ce ți se întâmplă și nu înțelegi, cel mai interesant, de ce repeți aceleași tipare? E ca un yo-yo constant. Exact. Tot în același context, în același context. Și tendința de cele mai multe ori este să învinovățim pe ceilalți. Să spunem că ceilalți sunt cei care ar trebui să facă ceva pentru ca mie să-mi fie bine. Voi trebuie să preluați din taskurile pe care eu le vin și le pun pe masă pentru ca eu să nu mai am atât de multe lucruri de făcut.
Doar că nu este responsabilitatea lor să facă asta, că eu am venit cu povestea asta în viața oamenilor din jurul meu. Și fiecare conlucrăm, de fapt, la relațiile noastre. Însă pentru a putea să primesc conexiunea aia de care am nevoie cu adevărat, e important întâi de toate să mă cunosc pe mine. Și nu e un proces unidirecțional, mă cunosc pe mine și apoi intru în relații, ci învăț ceva despre mine în context relațional, mă întorc din nou înspre mine, mă întorc din nou în relații. E un proces din asta constant de calibrare de a sinelui în relație cu ceilalți și de autocunoaștere. Da. Și mai e un lucru, apropo de depresii și dependențe, că iată, sunt femei care, de exemplu, nu știu, intră într-o relație, se căsătoresc pentru că toate vor să poarte rochia aia albă de mireasă, pentru că toate au fost educate în spiritul de a avea o familie, de a avea copii. Și asta, de a avea grijă. Și de a avea, exact. De alții, nu de exact. Ele înțele. Exact. Și le vezi așa cum nu se mai pun pe primul loc, ajung pe ultimul loc. Pentru că pe primul loc sunt copii, soțul de multe ori e pe penultimul loc poate și el devine la rândul lui frustrat că el de fapt își dorește pe acea femeie pe care atunci când a cunoscut-o era sexoasă, pasională, era atentă la nevoile lui, era frumoasă, se îngrija. Și din nou vedem cum aceste femei se pierd așa, adică nu mai au grijă de ele, nu se mai uită în oglindă, nu-și mai aranjează șuvița de păr, nu mai poartă, nu știu, o haină frumoasă, nu se mai duc la coafor, nu se mai duc la un spa, adică nu mai fac nimic și din ceea ce e firesc să facă pentru ele, cum spui tu. Și asta e o formă de depresie, nu? Că ele sunt și într-o autonegare așa. Asta e foarte frumos, cu autonegarea. Nu? Eu cred că fiecare dintre noi, bărbați sau femei, fiind acum că ai pus întrebarea în zona asta feminină, eu cred că noi creștem cu aceste credințe puternice conform cărora noi ar trebui să avem grijă de ceilalți, întâi de toate, pentru ca nouă să ne fie bine. Și creștem în felul acesta, în principal, din zona asta de putere cumva, că noi nu avem suficient de multă forță încât să ne descurcăm singure și atunci e important să fim subalternele unui context, astfel încât noi să primim lucrurile pe care ni le dorim. Ma, societatea din ziua de azi ne arată că de fapt lucrurile s-au transformat în zona asta și sigur că asta vine cu foarte multe căutări ale femeilor în relație cu propria persoană. Marea majoritatea clientelor, clienților pe care noi îi avem sunt femei. Marea majoritate a participanților la workshop-urile noastre sunt femei. Marea majoritate a terapeuților cu care noi lucrăm sunt femei. Pentru că odată au o deschidere mult mai mare înspre zona asta, dar pe de altă parte cred că este și o nevoie foarte puternică de căutare a identității și a rolului, nemai fiind suficient să-mi asum rolurile pe care mi le-am asumat până nu demult, mi le-am atribuit până nu demult. Doar că asta înseamnă o revoluție interioară puternică și cel mai dificil înseamnă să stau cu golul și e cel mai greu, nimănui nu-i place să stea cu suferința. Nimănui nu-i place să stea cu durerea aia care e acolo în interior, dar nu voi putea să trec peste decât dacă stau cu suferința aia și mă uit ochi în ochi cu golul ăla de acolo și încep să povestesc cu el. Dar știi cum e golul ăla? Știu cum e golul ăla. E ca baubau ăla cu așa care e. Ne amenințau părinții sau bunicii. Da. Vezi că e baubau un dulap, așa. Vezi că baubau vine și îți mănâncă mâncarea. Și pentru a nu face asta, de foarte multe ori noi am descoperit un termen care mie îmi place foarte tare, bypass emoțional. Oh. Cumva ne proiectăm această imagine a faptului că eu trebuie să fiu bine. Eu îmi ofer această iluzie cum că eu sunt bine și mă mint pe mine, că sunt bine și că mă descurc, cu toate că în interior, de fapt, e un gol pe care mi-l tot maschez și mi-l ambalez frumos. Uh-huh. Și eu cred că multe dintre experiențele astea care țin de, apropo de ce spuneai mai devreme, aspectul fizic care scade tot mai mult ca vârstă, această, de multe ori ne spunem în psihologie, dimorfism corporal, cumva nu mă văd în oglindă cum sunt de fapt și încep să mă transform, vine pentru că ascund strat după strat după strat un gol atât de puternic pe care l-am în interior și cu care nu știu ce să fac. Și e atât de trist pentru că în fond noi trăim toată viața noastră cu noi înșine. Da, aici chiar ai pus punctul pe ei. Noi, de fapt, golul acesta nu îl negăm, îi negăm existența,
pentru că ne este frică de ceea ce putem vedea acolo, că noi știm ce e acolo de fapt, subconștientul ne spune una alta și avem semnale tot timpul. Chiar și corpul ne trimite mesaje și semnale, că de multe ori ne îmbolnăvim, iată depresia, care este o boală simptomatică, adică n-ai cum altfel să o numești, dar... Spune-mi, te rog frumos, știi că te întrebam eu pe tine, apropo de momentele de tristețe, care sunt nivelurile până să ajungi la depresie? Că anxietatea nu e chiar... E o altă manifestare, anxietatea. Nu e mai puțin intensă sau mai mult intensă, e o altă manifestare emoțională. De cele mai multe ori, ce știm când vine vorba de depresie, este că apare un soi de, bine i-ai spus, de altfel gol interior, pe care îl simțim și somatic, îl simțim în corp. Da. Dacă la anxietate, de exemplu, se activează foarte puternic zona asta, cumva, unde simt că mi-e teamă, că aici simțim teama în stomac. Și că nu mai ai aer, nu mai poți să respiri. Da, sau tremuratul, în furie simțim foarte mult în mâini, în maxilar, în picioare, că vrem să fugim. În ceea ce privește tristețea, este un soi de lipsă a vieții din corp. Wow. Cumva nu simt că sunt aici, nu simt că nu mă simt nici emoțional, parcă nu mă simt nici la nivelul corpului. Și atunci, dacă nu-mi simt corpul, nu simt ce ar trebui să se ridice din pat. Nu simt ce ar avea nevoie de mâncare. Nu simt ce ar avea nevoie de soare, de lumină, de bucurie, de... Și astea sunt semnale pe care corpul ni le transmite, întotdeauna corpul ne transmite semnalele, cum bine spuneai și tu mai devreme. Doar că nu învățăm să-l ascultăm, din păcate. Și atunci, la asta ar fi bine să ne uităm. Cum mă simt în corpul meu? Mă simt în viață în corpul meu? Simt că sunt aici? Mă simt în corp? E o expresie care mie îmi place foarte mult din zona asta de psihoterapie somatică. Mă simt în corp? Simt că sunt încorporat? Că mi aparțin din perspectiva corpului? Că sunt aici? Sau mai degrabă mă simt amorțit și simt o lentoare și simt că... Nu vreau, că nu pot, că mi-e de ajuns, că e gata, că toată energia aceea pe care eu o am în interior s-a dus. Nu mai e acolo. Și pentru că ai vorbit despre aceste simptome care, iată, asta înseamnă depresia adevărată, da? Să nu uităm că ultimul prag este suicidul. Deci gândurile alea negre de care vorbeam noi la început, de fapt așa am și introdus discuția noastră, că vom vorbi despre aceste gânduri negre care ne pătrund în minte aici și se duc peste tot și parcă ne cuprind cu totul, da? Și nu mai reușim să scăpăm de ele și la un moment dat spui gata, nu mi-ajunge, eu nu mai pot, eu nu mai vreau, eu nu mai am de ce, pentru ce să trăiesc. Vorba ta, mi-a murit cineva drag, nu știu, copilul a plecat de acasă, m-a renegat, nu mai știe de mine. Sunt bătrân, familia m-a aruncat într-un azil. Sau sunt celebru, astăzi, mâine nu mai sunt. Apropo de povestea lui Adrian Mutu, că așa ne-am cunoscut, nu? Sunt sau nu sunt frumoasă? Mă uit pe rețelele de socializare și văd alte fete superbe și mi se pare așa că au mult mai multe like-uri și mult mai multe comentarii și că viața lor este perfectă și este frumoasă, dar eu de ce nu sunt așa? Uităm că fetele alea sunt cu 100 de filtre pe față. Ce facem cu aceste gânduri negre? Tocmai ca să n-ajungem nici să avem stări de anxietate, nici să ajungem la depresie și, Doamne ferește, să n-ajungem până în punctul acela în care să spunem eu nu mai contez, viața mea nu mai are sens, eu nu mai vreau. Gândurile noastre vin și pleacă. Asta este ceea ce evoluția ne-a oferit și datorită acestor gânduri pe care noi le avem, avem și lucrurile pe care le avem în jurul nostru în momentul acesta. În sensul că niciodată omenirea nu s-a dezvoltat în contexte de siguranță și de bunăstare și bucurie. Omenirea s-a dezvoltat în contexte de dificultate și când a fost o nevoie foarte puternică pe care a avut-o. Mintea umană este construită să rezolve probleme. Motiv pentru care tot ce avem acum a venit din niște nevoi care au fost apoi rezolvate de către mintea umană. Tu vrei să spui că noi... Da. Că de-aia sunt atâtea războaie, de-aia tot timpul nu e pace peste tot în lumea asta. Știi că noi cu toții ne rugăm și sunt atâtea ritualuri și atâtea, mă rog, și atâtea religii care...
spun, ok, hai să mergem să ne rugăm cu toții să fie bine, dar eu nu văd, adică nu, așa mi se pare că e un perpetuum mobile, noi nu ne mai învățăm odată să ne fie bine. Cred ce ne lipsește? Cred că ne-a fost tot timpul tot mai bine, doar că de fiecare dată mintea își imaginează binele următor, cumva, următoarea etapă. Și atunci de aici apare de foarte multe ori nemulțumirea. Nu stau să mă uit în punctul în care sunt acum, ci am ajuns aici, am bifat, care e următorul pas în care merg. De asta ne e greu să stăm în momentul prezent. Și suprastimularea asta din social media nu ne ajută deloc, pentru că mereu ne susține în a ne crea și mai multe planuri, și mai multe obiective, nădăjduind că vom ajunge în sfârșit în punctul acela care înseamnă bunăstare sau putem să-i spunem și fericire, dacă vrem să-i spunem în felul acesta. Însă, noi ce știm este că omenirea a fost preponderent cu emoții negative, pentru că asta este ce ne-a ajutat să supraviețuim. A simți emoții pozitive, și este o întreagă literatură de specialitate în domeniul psihologiei despre zona asta de emoții pozitive și psihologie pozitivă. Și a simți emoții pozitive înseamnă a simți în același timp emoții negative, pentru că mintea umană funcționează pe bază de comparație. Eu nu știu cum este să-mi fie bine dacă nu știu cum este să-mi fie rău. Și atunci, întotdeauna, problema cea mai mare nu e că nu avem emoții pozitive sau că avem emoții negative. Problema cea mai mare este că nu știm să stăm cu emoțiile pozitive și să ne bucurăm de ce ni se întâmplă și repede intrăm în pasul următor cu a face mai mult și mai mult și mai mult. Adică ne creăm probleme care, numai când spunem rezolvare de probleme, înseamnă că e ceva rău care Corect. Se întâmplă. Da. Și nu învățăm nici cum să stăm cu senzația de bine, pentru că e a fi cu binele de foarte multe ori înseamnă că trebuie să te uiți peste umăr să vezi oare ce urmează, că sigur urmează și ceva rău. Și nu stăm cu senzațiile respective. Da, și mai e expresia aia, mi-e rău de prea bine, știi? Mi-e rău de prea bine, adică de ce? Da, uite, ba nu, ce mai? Nici nu mai întreb de ce, că deja mi-ai dat răspunsul. Deci dacă noi genetic, mintea noastră și omul așa este format să caute răul, să caute pentru problemele. Pentru a se proteja, pentru că așa ne-am protejat și așa am supraviețuit de-a lungul timpului. A ne fi bine și a sta cu emoțiile pozitive funcționează ca un proces de învățare. Pentru a putea să merg, pentru ca un copil să poată să meargă, a fost nevoie să cadă de multe ori până când a putut să meargă. Da, pentru a putea să aleg mâncarea care îmi face plăcere, a trebuit să mănânc și lucruri care nu îmi plac pentru a ști ceea ce îmi place. Este creierul uman funcționează pe bază de încercare și eroare. Asta este procesul de învățare, de fapt. Dar pentru a putea să obțin emoțiile pozitive, e important să trec prin ceea ce nu îmi place, să știu ce îmi place. Deci, practic, mi-ai răspuns la întrebarea ce facem cu gândurile negre. Le acceptăm. Le primim. Le primim. Așa, le primim. Încerc să văd ce încearcă să-mi spună, de unde vin ele. Marea majoritate dintre ele, știi că asta este de fapt în domeniul psihologiei, asta este unul dintre cele mai fascinante momente în procesul terapeutic, când clientul își dă seama că de fapt gândurile lui nu sunt construcția lui, ci sunt preluate construcția. Da, construcția contextului de viață. Și își dau seama, și ne dăm seama, și noi, la rândul nostru, ne dăm seama că, de fapt, nimeni nu ne mai sabotează în momentul prezent mai tare decât ne sabotăm noi înșine. Și în momentul în care realizăm asta, ne dăm seama că, de fapt, oricât de ciudat sună când spun asta, dacă nu ne mai sabotează nimeni în jur decât noi înșine, înseamnă că puterea în legătură cu a schimba asta este la noi înșine. Și iar ajungem la terapia 1-1 cu sinele, nu? Da. Că de fapt, ceea ce îmi spui tu este că bătălia se întâmplă în interiorul nostru, nu afară. Noi, de multe ori, uite, un tânăr care e la început de drum, se duce și intră într-o comunitate cu colegii săi la serviciu. Și se uită în jur și își dorește să reușească, să fie cel mai bun, să fie cel mai popular, poate. Dar pentru asta, tot el trebuie să aibă, instrumentele sunt la el. Trebuie să fie el prietenos, trebuie el să fie sociabil, trebuie el să fie primul care face pasul către a își crea niște relații cu oamenii respectivi, nu?
să fie el primul care face pasul înspre el întâi de toate pentru a vedea care îi sunt nevoile. În momentul în care ajungem într-un colectiv, într-un spațiu, întâi de toate e important să văd de ce sunt aici, de ce am venit în locul ăsta, ce îmi doresc să obțin din locul acesta. Și apoi să mă uit să văd care sunt uneltele pe care eu le am pentru a putea să obțin ceea ce eu îmi doresc acolo. Ce știu să fac? Eu îmi doresc să obțin un colectiv, o comunitate. Ce știu despre mine în situații sociale? Dacă știu că sunt foarte sociabil, știu că asta e o uneltă, un instrument pe care l-am și mă voi folosi. Dar dacă știu că asta îmi lipsește, atunci încep să mă întreb ce mi se întâmplă în contextele sociale de mă tem să fiu sociabil. Că teoretic cu toții știm ce avem de făcut. Da, corect. Practic, nu prea știe ca una dintre colegele mele, Adela, noi lucrăm împreună de 20 de ani și de multe ori nu mai știu care e exemplu ei sau al meu, dar ea zice că așa teoretic cu toții știm să notăm. Dacă ne aruncăm în bazin, ne cam înnecăm dacă nu practicăm. Exact, așa și este. La fel este cu o grămadă, știi, inclusiv chestia aia de ne întâlnim noi două la o cafea și noi nu avem cunoștințe în domeniul psihologiei, dar avem cunoștințe în legătură cu viața, așa bine știm să ne dăm sfaturi una alteia, dar nu știm real cum este să faci lucrul acela. Și atunci, dincolo de a-mi înțelege nevoile, a înțelege ce știu, pasul următor este să mă duc în lumea reală și să fac lucrurile pe care le am de făcut. Mie îmi place o replică în psihologie: să simți ce ai de simțit, dar să faci ce ai de făcut. Pentru că în psihologie noi putem sta să discutăm despre toate lucrurile. Comportamentul bate cuvântul. Dacă nu faci ceva în legătură cu lucrurile pe care le înțelegi despre tine, vom fi foarte buni filozofi și vom ști foarte multe lucruri despre noi, despre lume, univers. Dar practic lucrurile nu se schimbă. Da, știm despre universul care ne înconjoară, dar nu știm nimic despre universul din noi. Pentru că există un mic univers acolo. Deci suntem făcuți din praf de stele și există universul din noi. Dacă nu-l cunoaștem, nu avem cum să evoluăm noi ca indivizi. Și cred că, apropo de cunoașterea asta, e extrem de important să cunoaștem care ne sunt mecanismele de adaptare și de apărare, le spunem noi. Cum am învățat să mă protejez de emoțiile negative? Ce am învățat să fac? Eu sunt, pe parcursul creșterii mele și a vieții de adult, eu mi-am dat seama că pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi ascund emoțiile. Pe mine m-a ajutat foarte mult să învăț să zâmbesc și dacă nu-mi venea să zâmbesc. Da, și eu la fel să știu, și în lumea asta mea. Trebuie să zâmbești de multe ori când de fapt în spatele tău poate e o tristețe, poate, nu știu, ai pierdut pe cineva drag sau s-a întâmplat ceva. Și cu toate acestea vii și ești în platou și ai un invitat și zâmbești și încerci să dai tot ce poți din tine. Dar energia ta, deci tu ești secătuit, așa știi, deci drained, e cuvântul în engleză care cum este drained, cuvântul? Drained, da. Da, deci totul e secat înăuntru. Mm-hmm. Tu nu ești acolo. Tu ești doar ai pus masca, atât. Și ce bine ar fi să poată să vină cineva să facă ceva pentru noi în momentele aia, dar nu are nimeni suficient de multă forță să facă asta pentru noi. E totul în mâinile noastre, de fapt. Să-mi dau seama de ce fac asta. Mai am nevoie să fac asta. Asta este, de fapt, asta sunt eu, autentică, care zâmbesc? Sau, de fapt, în spate e o suferință și e o durere și am nevoie în anumite momente să-mi spun suferința aia, să mi-o las auzită? Poate nu trebuie să mă duc, vorba ta, la televizor acum să-mi spun suferința, dar pot să-mi găsesc un om, o prietenă, cineva care poate să fie acolo să-mi zică, sau căruia să-i spun, nu mai pot. Doar să specificăm aici ceva. Și n-am nevoie să-mi spui ce să fac. Am nevoie doar să mă asculți. Da, așa e. Că aici chiar voiam să intervin, dar mi-ai luat-o înainte pentru că tu ești un bun psiholog. Chiar asta voiam să spun, că de multe ori când te duci și te confesezi unor prietene sau unor prieteni, ei au tendința de a judeca, de a-ți da sfatul lor, de a zice, băi, dar eu aș face așa. Păi
tu ai face așa, dar eu sunt altfel decât tine, da? Nu sunt, suntem diferiți totuși. Deci eu nu aș face așa ceva. Dar știi, există, eu pun voce pentru cărți și se nimerește. Știu că ascult cărți. Da? Sunt foarte multe cărți, sunt pe dezvoltare personală și aproape toate cărțile cu discuțiile și cu, mă rog, mesajele lui Osho, multe. Și îmi aduc aminte acum că am citit undeva că există anumite terapii, să zicem că nu ai acești prieteni buni lângă tine, da? Să fie și poate nici familia, care poate familie nu te înțelege, poate chiar te judecă, pentru că dacă tu ești trist, ai o depresie, ei poate urlă, țipă la tine, hai dragă, ce ți-ai ură cu binele, ce-i cu tine, știi? Că n-ai de unde să știi cum să gestionezi depresia. Și am citit că există diverse chestii pe care poți să le faci și singur. De exemplu, să intri într-o cameră și să țipi. E bine? Asta se numește okay? Descărcare, da. E descărcare somatică, îi spunem noi. Și este foarte bine când încercăm să facem asta. Așa. Și de cele mai multe ori e o întrebare pe care noi o adresăm și clienților noștri. Dacă ai fi putut să faci ceva în momentul acela despre care povestim noi acum, ce ai fi făcut? Aș fi fugit, aș fi lovit, aș fi... Și pentru început doar ne imaginăm că ai fi putut atunci să faci asta. Deci ăsta ar fi un exercițiu, da? E un exercițiu pe care putem să-l facem. Orice înseamnă descărcarea asta a tensiunii din corp. Acum, sigur că în funcție de orientările profesionale, unii spun energie pe care o simțim în corp, alții spun tensiune. Sunt niște reacții pe care corpul nostru le are în momente emoționale, în context emoțional. Emoțiile nu sunt în suspensie. Emoțiile au niște reacții în corp, au niște gânduri, au niște comportamente asociate. Și e important să-mi dau seama, și asta este un alt exercițiu pe care îl putem face, să învăț să mă întreb, acum în timp ce simt tristețe, ce altceva mai simt în corp? Cum se simte corpul meu acum? Și să învăț să-mi numesc stări ale corpului. Simt, și cât de specific putem? Simt un nod în gât, simt ca un pumn în stomac, simt că îmi sunt genunchii ca spaghetele, știi, că îmi sunt picioarele ca spaghetele, că îmi tremură picioarele. Da. Să învăț să-mi definesc senzațiile corpului pentru a fi în corp în momentul în care simt o emoție. Pentru că altfel noi ce facem? Deci mă concentrez pe simt. Mă concentrez. De-aia e greu. Că mă concentrez pe reacțiile, că altfel îmi iau telefonul și atâtea lucruri văd pe Instagram, foarte multe lucruri văd. Dar am stat cu ceea ce mi se întâmplă? Nu. Am făcut distragere, care e bună în anumite momente, că dacă am ceva de rezolvat... E mai bine așa să zici gândul de la gândurile negre și să ieși din starea asta uitându-te la un film, citind o carte. Eu, de exemplu, asta fac. E bine pe moment. Mă plin prin parc. Doar că toate astea revin. Aha. Ele, gândurile alea sunt acolo. Da, știu că revin. Și atunci îmi ofer acest context de a, mie îmi place să-i spun un check-in zilnic, unde eu îmi dau, știi, când te duci în aeroport, nu poți să intri în avion dacă nu-ți faci check-in. Da. La fel este și cu viața personală. Cum ar fi dacă n-am putea să ne intrăm în zi dacă nu ne-am face un check-in? Să mă întreb, ok, hai să văd, oare cum mă simt în momentul acesta? Oare cum a fost ziua de ieri? Oare care mi-e planul pentru ziua de azi? Tot să stau și cu cât practicăm mai mult, cu atât ne ia mai puțin timp să facem asta. Cel mai frecvent lucru pe care le aud, eu n-am timp de chestiile astea. Cred că atunci când crezi că n-ai timp, nici nu-ți faci. Dar dacă înveți să practici un astfel de exercițiu, de fapt ce face acest exercițiu? Te aduce cu mintea și cu corpul în momentul prezent. Și îți e mult mai ușor să îți organizezi mintea, să îți organizezi comportamentele, să fii în corp, cum spuneam mai devreme. Poți să-i spui în altă formă de intervenție că îți adun energia în momentul prezent, îți aduce energia în momentul prezent. Și atunci e mult mai ușor să fii mai prezent în ziua ta. Asta nu înseamnă că că nu vei avea momente dificile, nu înseamnă că nu va fi greu. Poate le gestionezi puțin mai ușor, mai mai era o terapie. Da, mai era ceva ce tot așa am citit într-o carte, că de multe ori când te copleșesc grijile și gândurile negre, tocmai nu te concentrezi pe ele, cum spui tu acum, să preiei energia, să o canalizezi, să o concentrezi în locul ăla unde simți că e nevoie să lucrezi, ci din contră
să faci trei pași în spate și să privești tabloul de ansamblu și tu cumva să fii un observator. Deci un observator. Uite, da. Și pe Andreea Raicu am auzit-o spunând chestia asta. Eu sunt foarte relaxată, sunt foarte fericită acum, sunt zen, pentru că numai, pentru că ceea ce mi se întâmplă de multe ori, asta a zis, că ceea ce îi se întâmplă uneori sau privirile sau comentariile critice, bineînțeles, astea așa mai puțin bune, ea nu le mai ia personal, ci le aruncă în grădina aluia. Adică zice: e problema ta că te uiți așa la mine. Sau e problema ta că tu gândești asta sau spui asta. Ce spui nu tu este despre tine, nu este despre mine. Exact. Putem să gândim și așa? E o terapie și asta? Pentru că gândurile negre de multe ori, știi că ne sunt, este exact ce ai spus și tu. Nu e despre, nu e construcția noastră, e construcția mediului înconjurător. Da. E o tehnică bună asta, să-mi reamintesc că ceea ce îmi spune celălalt este despre el, nu este despre mine. E dificil să nu mai judecăm. Judecata este un element esențial al minții umane, pentru că avem judecată, avem toate lucrurile pe care le avem în jurul nostru. Știi că de multe ori am preferat să scoatem judecata aia negativă, să ne rămână numai aia bună. Nu este posibil. Le avem pe toate în același loc. Gata, am înțeles. Gânduri negative și cu gânduri pozitive. Gata, am înțeles. E ideea asta de creierul uman va judeca în continuu. Creierul uman funcționează pe bază de comparație. A nu mai compara, a nu mai judeca, a nu mă mai uita la celălalt este imposibil. Dar ce nu știm să facem este că nu știm să ne uităm la noi, ci ne uităm doar în exterior. De ce îmi zice chestia asta? De ce? Ce e neregulă? Privim orice comentariu al celuilalt ca fiind ceva ce e rău în legătură cu mine. Și e greu să trăiești așa în fiecare zi și să te uiți în felul acesta. Iar apropo de ce spuneai cu observatorul, e acel moment în care mă desprind puțin și zic: oare ce aud acum despre ce este? Dar eu practic asta. Asta nu vine numai așa că mi-am propus. Trebuie să învăț să exersez lucrul ăsta. Iar apropo de ce spuneai cu concentrarea asta înspre lucrurile rele, că simt în interior și gândurile acelea negative, noi îi spunem în psihologie acestui proces pendulare. Să învăț în momentul în care vine gândul acela și îl simt în corp. Așa. Mă concentrez pe corp. Doar că acela este momentul în care mă uit, este și altceva în corp ce simt. Este și un alt mod de a simți în corpul meu. Aduc aminte de ceva ce... În psihologie sunt resursele, de fapt. E un context bun pe care mi-l amintesc în momentul acesta. Și mi-aduc amintirea contextului bun, dar nu rămân doar cu asta, ci amintindu-mi acea situație, folosesc aceeași tehnică ca mai devreme. Cum se simte lucrul bun în corp? Și atunci eu mă mișc, nu rămân blocat acolo, ci îmi aduc aminte de situații bune și încerc să le ancorez și pe acelea în sistemul nervos. Până ajungi la un echilibru. Asta este echilibrul. Echilibrul este mișcarea asta, între pendularea. Asta e echilibru. Echilibrul nu este să reușesc la un moment dat să balansez toate lucrurile bune. Pendulare, bravo, deci nu e echilibru. E mișcarea, echilibrul este mișcarea constantă. Depresia este că mă blochez undeva. Rămân acolo și sistemului nervos nu-i place să fie blocat undeva. Sistemul nervos e ca orice sistem din natură. Îi trebuie mișcare constantă. Și atunci asta e ce e important să ne amintim că produce sănătate emoțională, de fapt. Mișcarea constantă între bun și rău. Mișcare constantă între bun și rău. Da, ați înțeles? E extraordinară a fost discuția noastră, sincer, pentru că, așa cum ți-am spus și m-am dat pe mine ca exemplu, că trec și eu prin stări, așa cum trecem cu toții, nu trebuie să ne condamnăm, nu trebuie să ne judecăm, nu trebuie să ne învinovățim. Dacă simțim că suntem vulnerabili, acceptăm lucrul acesta, pentru că de-aia suntem oameni. Nu ne-a făcut nimeni perfect și nici nu cred că... Nu știu, am tot încercat, dar nu ieși până acum. Nici mie, exact. Și atunci acceptăm că avem gânduri mai puțin bune, dar iată, terapia aceasta funcționează cel puțin pentru mine. De fiecare dată când simt că mă apucă gândurile negre sau că trec prin această tristețe, o alimentez cu amintiri frumoase, ba chiar îmi scot albumul cu poze, mă uit peste tot ce a însemnat viața mea, cariera, pozele din familie cu copilul crescând, adică tot ceea ce, nu știu, tot ceea ce știu eu că eu am mai excelat în momentele acelea, m-am simțit bine cu mine însă, am zis: wow, Dana, ești tare! Adică
Asta este. Eu așa ies din depresie și pe voi v-aș ruga, pe lângă emisiunea Ego Live, la care știu că vă uitați în fiecare luni seara, să vă uitați și la podcastul Raluca Anton, Jocurile Minții, pentru că noi de fapt asta am făcut, am făcut un joc al minților aici și sunt foarte interesante emisiunile ei, așa că să vă rog să-i dați și ei un follow, pentru că merită și pentru că e bine pentru voi până la urmă. Da, că despre asta este vorba. Haideți să ne cunoaștem mai bine, haideți să jonglăm, să pendulăm cu gândurile noastre, să nu uităm că, așa cum a spus Raluca, mintea noastră este ca un, da, e un computer care trebuie calibrat tot timpul, da, resetat, nu? Că și telefonul și computerul vin acele updates-uri, da, și resetări. Haideți să facem asta tot timpul. Faceți un check-in în fiecare zi. Iată, vedeți câte lucruri am învățat în seara asta. Mulțumesc mult de tot, Raluca. Să știi că a zburat o oră din viața noastră, dar a zburat cu folos. A fost foarte constructivă. Și pentru că este seară și pentru că am ajuns deja la ora 10 noaptea, ar fi bine să spui doar cum o să adormim noi acum, în așa fel încât să alungăm, să nu ne culcăm cu gânduri negative. Care ar fi o terapie scurtă, așa? Cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în momentul acesta este să inspirăm profund. Așa. Ținem puțin respirația, expirăm și facem exercițiul ăsta de 3 ori, așa, cu expirația și inspirația, și doar să ne concentrăm pe cum se simte corpul în momentul acesta. Din vârful capului până în vârful ultimului deget de la picior, cum simt corpul în momentul acesta? Păi atunci asta să faceți acum. Noi cu gândurile astea vă lăsăm până data viitoare, când ne revedem din nou la Ego Life, o emisiune care vă este dedicată vouă. Vă mulțumim mult de tot pentru atenție. Seară frumoasă!